Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi suntem la cea de-a 11-a ediție a analizilor economice, un proiect comun Indiz Viitorul și Privesc Eu. Celelalte ediții le puteți urmări fie pe pagina Privesc Eu sau fie pe pagina Indiz Viitor sau pe pagina personală ioniță.md la rubrica analize economice. Astăzi aș vrea să discutăm despre participarea la alegeri. Avem aproape o săptămână de când au avut loc alegerile parlamentare. Nu mă voi axa cine a câștigat, cine a pierdut, deja toată lumea știe rezultatele, dar vreau să discutăm despre rata de participare, cum au venit tinerii, cum au venit bătrânii, cum au participat diaspora, cum a participat stânga Nistrului și, numai puțin important, un subiect care niciodată nu se discută, cum votează cei care sunt supărați pe toată lumea, altfel spus, dimineața se îmbracă frumos, își ia cravata, mănâncă, merge la secția de votare și se strică buletinul. Anume strică buletinul, dar nu votează incorrect. Și voi explica mai departe despre ce vorbim. Noi avem foarte multă lume care face acest lucru ani de ani de zile. Cine sunt ei? De ce fac lucrul acesta? Absolut nimeni nu se interesează. Dar înainte de a trece, nemijlocit, să vedem cum au fost aceste alegeri, cum au participat oamenii, că se discută foarte mult, că a fost cea mai mică rată de participare. Da, într-adevăr, am avut o rată mică de participare, mai mult ca atâta. Credeam că vom bate recordul negativ absolut, vom avea cea mai slabă rată de participare, însă s-a întâmplat un fenomen interesant. Seara, după orele 6, numărul celor care au ieșit la vot a fost cu mult mai mare decât în toate alegerile precedente. Poate una din explicații este că a fost într-adevăr cald, a fost ploi și multă lume a decis să meargă seara la votare, dar anume seara am avut o mobilizare de aproape 70-80 de mii de oameni suplimentar față de normal, lucru care a salvat cumva aceste alegeri de a fi cel mai mici din istorie. Dar n-ar fi corect să comparăm rata de participare adunând avioanele cu tractoarele, din simplu motiv că avem diaspora, avem oameni din stânga Nistrului, avem locuitorii care sunt în dreapta Nistrului și se adunăm toți împreună, nu este corect. Deci ar fi bine să discutăm despre fiecare în parte. Însă primul subiect care ar vrea să-l discut și care trezește cel mai multe controverse este totuși câți alegători are Republica Moldova. Din ce cauză vreau să discutăm acest subiect? Din simplu motiv că foarte multă lume este agitată și spune cum am rămas în țară 2 milioane și ceva și avem 3 milioane de alegători. De unde s-au luat ăștia 3 milioane de alegători? Și aici aș vrea să aduc anumită claritate. Am mai vorbit despre acest lucru și ar trebui în spațiu public acest subiect să fie odată pentru totdeauna discutat, dezbătut și închis subiectul acesta din simplu motiv că noi, într-adevăr, avem foarte mulți alegători și acum și vom vedea. Dacă ne uităm în prima prezentare câți alegători are Republica Moldova, vom vedea că din la alegerile parlamentare din 2014 până la alegerile din 2021, adică în 7 ani de zile, numărul de alegători în Republica Moldova a crescut cu aproape 80.000. Nu vă enervați acum, într-adevăr acest lucru s-a întâmplat și voi explica din ce cauză. Da, populația Republicii Moldova a scăzut. Da, numărul de alegători care se află în Republica Moldova a scăzut. Dacă vă uitați atent, în 2014 în țară erau 2.246.000 de alegători, plus minus aproximativ. În prezent sunt cu peste 200.000 mai puțin, 2.038.000 de alegători. Într-adevăr, numărul de alegători din țară a scăzut. În schimb, a crescut numărul de cetățeni din Republica Moldova cu drept de vot care sunt peste hotare. În prezent, noi avem 3.156.000 de alegători de cetățeni ai Republicii Moldova care au dreptul de a merge la vot și vă explic din ce cauză. Primii sunt cei care sunt în țară, 2.038.000, numărul lor scade continuu an de an de zile și scade datorită spurului natural negativ la noi, în general, populația scade. Noi avem 3 ani consecutiv când populația Republicii Moldova scade destul de puternic. În 2020 a scăzut cu aproape 10.000 de persoane. De fapt, noi dispărem ca națiune. Despre aceasta vom vorbi la ediția următoare despre populația Republicii Moldova și drama prin care trecem noi. Dar astăzi doar vom constata că numărul de alegători din țară scade. În schimb, numărul de alegători de peste hotare crește. Noi în prezent avem 840.000 de cetățeni cu drept de vot care se află peste hotarele țării, ăștia care se află permanent, mai mult de 12 luni. Cel mai mult a crescut în ultimii 5 ani de zile, deoarece am confruntat cu cel mai mare val de migrație din istoria țării noastre. Deci am avut cea mai puternică migrație care n-am avut-o niciodată. Oamenii au plecat în mod special în 2016-2017, în 2 ani de zile, au plecat aproape 100.000 de oameni din țară. Dacă vă uitați atent, în anul 2014 erau 611.000 de cetățeni peste hotarele țării, acum sunt cu 230.000 mai mult, ei sunt 840.000. Oameni buni, acești 840.000 de cetățeni
Sunt cetățenii Republicii Moldova și nu există nici o lege în Republica Moldova care să spună cel plecat peste hotare nu are dreptul să voteze. Deci acești oameni au dreptul la vot, ei își manifestă votul, au devenit din ce în ce mai activi și vedem că dacă îi adăugăm la cei 2 milioane și 40 de mii care sunt, ne apropiem de 3 milioane. Mai avem în stânga Nistrului circa 280.000, de ce spun circa 280.000? Agenția de Servicii Publice ne poate oferi datele exacte, noi avem datele indirecte, câți cetățeni din stânga Nistrului au cetățenie Republicii și Moldova și câți din ei sunt în vârsta de votare. Și noi considerăm, estimăm, sunt undeva aproape 280.000 și numărul lor tot crește fiecare an. Evident, cei din stânga Nistrului nu prea participă activ la votare. Despre participarea celor din stânga Nistrului, cred că este un subiect prea mult politizat și prea mult discutat, despre asta voi vorbi ceva mai târziu, scurt pe doi. Noi avem 279-280.000 de cetățeni din stânga Nistrului care, conform Constituției și conform legii Republicii Moldova, au dreptul de a vota din acest motiv. Avem cetățeni în Republica Moldova, avem cetățeni în diaspora și avem cetățeni în stânga Nistrului care au dreptul de a vota. În total avem 3.156.000 de alegători. Dacă vă uitați la următorul grafic, este evident că observăm ceea ce așa am spus, numărul de alegători care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Numărul lor scade constant. Dacă în 2010 erau 2.335.000, în 2014 au scăzut cu 88.000 număr de votanți din Republica Moldova, în 2019 a mai scăzut încă 179.000, iar în 2020 mai avem încă 39.000. În total avem peste 300.000 de cetățeni din Republica Moldova cu dreptul de vot, s-a redus în țară, în schimb au crescut numărul lor peste hotare. Haideți să ne uităm cum s-a schimbat structura votanților noștri de la ultimele alegeri parlamentare, care au avut loc în 2019, și la aceste alegeri a celor care se află în țară. Dacă ne uităm atent următorul grafic, vom vedea că absolut la toate grupele de vârstă, numărul de alegători scade. Cel mai mult a scăzut numărul de alegători la cei de pe vârsta 18-25 de ani. Scăderea lor este condiționată de doi factori. Număr mai mic de copii care intră în vârsta de votare, deoarece avem populația, din păcate, are o tendință de scădere, și doi, migrația lor. La toate vârstele, respectul cu excepția vârstei 56-70 de ani, creșterea nu este legată de faptul că nu sunt migrație, dar pur și simplu vin grupurile mari de tineri care trec din vârsta de 41-55 de ani în vârsta următoare și migrația la această vârstă este ceva mai redusă, din acest motiv avem o ușoară creștere. Haideți acum să vedem totuși cum au votat cetățenii Republicii Moldova per total. Dacă ne uităm atent prezența la vot în Republica Moldova, vedem că la aceste alegeri la vot au fost 1.478.000 de cetățeni. Aproape că am bătut recordul istoric minim, dar am avut o singură dată, de fapt de două ori am avut mai puțin, în primul tur al alegerilor prezidențiale am avut o prezență mai slabă. Dacă vorbim de alegerile parlamentare, atunci, în 2020, noi am bătut recordul istoric absolut de cea mai mică prezență la alegerile parlamentare care au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova și, după cum se vedea, este legată de prezența slabă din interiorul țării. Ne-a salvat, de fapt, diaspora. În 2019 am avut 1.498.000, acum avem 1.478.000, deci o reducere cu 20.000. Dar, după cum am spus, nu este corect să adunăm pe toți împreună, deoarece comportamentul alegătorilor este diferit. Cetățenii care se află în interiorul țării, de regulă votează mai activ la parlamentare și mai pasiv la prezidențiale și am crezut că data aceasta așa va fi, dar nu a fost așa. În interiorul țării am asistat la o pasivitate la votare. Diaspora, de regulă, votează la prezidențiale mai activ, la parlamentare mai slab. S-a respectat acest lucru, dar am avut cea mai mare prezență a diasporii la parlamentare, iar cei din stânga Nistrului, care se exagerează foarte mult cu ei, au un comportament cât de cât clar și despre asta vom vorbi mai târziu. Dacă ne uităm atent, în interiorul țării, noi am avut 1.237.000 de alegători. Deci, o singură dată în istoria țării am avut mai puține alegători, și anume în primul tur la alegerile prezidențiale din 2020. Cât privește la alegerile parlamentare, observăm că de această dată numărul de cetățeni din interiorul Republicii Moldova a scăzut cu 150.000, în 2019 am avut 1.388.000, acum avem 1.237.000. Dar să nu uităm că o parte considerabilă nu mai sunt în țară, sunt plecați peste hotare. Deci, cel mai corect este să calculăm în felul următor. Din cei care se află pe teritoriul Republicii Moldova, câți din ei au participat la alegeri?
Dacă noi dăm la acest grafic, vedem că situația nu este atât de dramatică, dar oricum este relativ neplăcută. La aceste alegeri, noi am avut o rată de participare de 60,7%. Deci 60,7% din cetățenii Republicii Moldova, care la momentul dat se află pe teritoriul țării, au participat la votare, restul au stat acasă. Este cea mai slabă rată din istoria Moldovei la participările la parlamentare, cu excepția am avut o rată mai slabă doar la alegerile prezidențiale în 2020. În rest, ne uităm, rata precedentă, recordul negativ precedent a fost în 2019, 66%. Noi am considerat că de data aceasta activismul politic va fi ceva mai ridicat, însă din păcate s-a adevărat că cetățenii Republicii Moldova au dat dovadă totuși de o pasivitate. Noi bănuim că cei care au stat mai mult acasă au fost electoratul de stânga. Pentru prima dată, de regulă, electoratul de stânga era mai mobilizat, cel de dreapta stătea acasă. De data aceasta am avut o mobilizare puternică a electoratului de dreapta și o pasivitate a electoratului de stânga. N-aș vrea aici să intru în discuții politice, doar este o constatare. Cert este că Republica Moldova în acest an a înregistrat cea mai slabă rată de participare a celor aflați în țară la alegeri. Diaspora, ce a făcut diaspora? Diaspora a avut o prezență fără precedent în istoria alegerilor parlamentare. Unica dată când am avut mai mulți votanți a fost alegerile prezidențiale, totuși care nu trebuie confundate cu alegerile parlamentare. Deci, în prezent, diaspora, contribuția ei la votul final a fost de 3 ori mai mare decât la celelalte alegeri, despre aceasta ceva mai târziu. Dacă ne uităm în următorul grafic, votul diasporii, vedem că din diaspora am avut 212.000 de votanți, comparativ cu turul 2, din alegerile din 2020 sunt mai puțini, însă dacă ne uităm la alegerile parlamentare, cel mai mare record la alegerile parlamentare am avut în 2014 73.000, iar acum am avut exact de 3 ori mai mult. Deci în prezent diaspora ca număr a fost de 3 ori mai prezentă decât s-a întâmplat lucrul acesta la alegerile din 2014 când a fost recordul precedent. Dacă ne uităm după ponderea lor, ce înseamnă ponderea lor? Din cei care la momentul dat se află peste hotare, câți din ei au venit la votare? Vedem comportamentul diasporii are câteva caracteristici esențiale. Prima caracteristică. În timp, diaspora are o prezență din 5 mai mare. Vă uitați pe grafic și vedeți, în 2005, doar 6,4% din cei aflați peste hotare au mers la vot ca să-și manifeste votul. Dacă ne uităm atent, diaspora la prezidențiale are o prezență cu mult mai mare decât la parlamentare și cel mai clar s-a văzut în 2020, 31, aproape 32% sau fiecare a treilea cetățean care se află peste hotarele țării a mers la votare. Și ultimul element este extrem de important. Noi am estimat că de data aceasta diaspora va veni la vot în proporție de 20%, maximum 23%. Credeam că va fi o mobilizare maximă. Să nu uităm că la parlamentare cel mai mult diaspora a avut o prezență de 15% în anul 2010, deci fiecare a șasele cetățean aflat pe scotare a venit la vot. Atunci era o luptă destul de puternică și oamenii s-au mobilizat mult. După aceasta diaspora la parlamentare a avut o prezență foarte pasivă. Uitați-vă, în 2019, doar 10% din diaspora au venit la votare. De data aceasta, diaspora a avut o prezență fără precedent. 25% sau fiecare a patrulea cetățean aflat peste hotarele țării a venit și a votat. Respectiv, ponderea diaspora în totalul voturilor exprimate de data aceasta este aproape cel mai mare din istoria Moldovei, cu excepția prezidențialilor. Dar dacă e omitem prezidențiale, totuși care sunt altfel de alegeri, vedem că cea mai mare pondere a diasporii a fost în 2019, când 5% din toate voturile au fost date de către diaspora, și asta înseamnă că diaspora a decis soarta 5 mandate de deputați. De data aceasta, 14,4% din toate voturile au fost date de către diaspora, ceea ce înseamnă că diaspora decide soarta aproape la 15 mandate de deputați, 3 ori mai mult decât până în prezent. Și aproape de final, nu este chiar final, dar aproape de final, aș vrea să discutăm despre votul cetățenilor din stânga Nistrului. În opinia mea, noi puțin exagerăm cu votul cetățenilor din stânga Nistrului din simplu motiv. Vreau să repet, ei sunt într-adevăr cetățeni Republicii Moldova. Vreau aici să atrag atenția că cel puțin 4-5 mii din ei
se simt parte a Republicii Moldova și vin singur la secția de votare și își exprimă votul lor, de regulă este un vot de dreapta, pro-european, iar mulți sunt, voi folosi o sintagmă mai politic corectă, sunt încurajați de către anumite forțe politice de a veni la votare. Eu cred că noi discutăm prea mult despre acest lucru din simplu motiv că din stânga Nistrului, maximul care l-am avut noi istoric a fost în 2019 33.000 de alegători din stânga Nistrului au fost la votare. După aceasta, dacă vă uitați atent în grafice, vedeți că noi în general oscilăm undeva în zona 30.000. Estimările noastre erau că în aceste alegeri vor veni numai mult de 35.000, cu toate că am primit asigurări și informări că vor fi 70-100.000. În opinia mea, tehnic nu era și nu este posibil de organizat acest lucru, de aceea, din acest motiv, din stânga Nistru avem undeva 30.000 de persoane întotdeauna la alegeri și de data aceasta cei din stânga Nistru au venit într-o proporție tipică pentru ultimele alegeri parlamentare și ultimii scrutinuri din Republica Moldova în zona de 30.000. Eu cred că contribuția lor de 2% nu este una catastrofală pentru că noi să facem mari discuții, ținând cont că sunt cetățenii noștri, dacă mai ținem cont și de faptul câte buletine de voturi sunt stricate. Și aici, dacă vă uitați următorul grafic, avem contribuția fiecărui grup de alegători la formarea Parlamentului. Dacă ne uităm atent, stânga Nistrului a fost relativ absentă până în 2019. În 2019, în prezent, contribuția stângii Nistrului este de circa 2 mandate. Diaspora a crescut de la 1 mandat în 2005 la 15 mandate în prezent, iar cei din interiorul țării sunt undeva la nivel de 85 de mandate. Și un subiect foarte important despre care nimeni nu discută niciodată este buletinele nevalabile. Ce înseamnă buletin nevalabil? Deci mulți cred că cetățeanul nostru când merge la votare votează greșit, n-a votat, n-a pus unde trebuie ștampila și este buletin nevalabil. Da, este așa ceva, dar numărul lor este infim. Deoarece conform legislației, dacă se vede intenția de vot a votantului, el este considerat ca buletin valabil. Cele mai multe buletini nevalabile, marea lor majoritate, sunt buletinile care cetățeanul a venit nemulțumit pe toată lumea, pur și simplu strică buletina, punând 10 ștampile, scriind ceva acolo, diferite mesaje urâte și așa mai departe. Deci, cum ar fi votantul contra tuturor? Dacă ne uităm în grafic, noi am avut recordul absolut, a fost în 94. 93% sau 5% din toți cetățenii Republicii Moldova au venit la secția de votare pentru a străca în buletinile. Deci nu erau mulțumiți cu situația. Un record, iarăși, destul de mare a fost în 2014 din istoria modernă. Deci am avut 50.000, aproape 51.000 sau 3%. După aceasta lucruri s-au liniștit, iar la aceste alegeri noi am avut aproape cel mai mic număr de buletine nevalabile, am avut doar o singură dată, mai puțin în 2009, deci am avut doar 10.300, sunt datele aproximative deoarece încă se lucrează, le-am calculat estimativ din datele număr celor care au votat, voturile exprimate, deci noi la aceste alegeri avem ca în cel mai mic număr de buletine nevalabile. Deci este o situație foarte interesantă, că atunci când câștigă dreapta, de regulă numărul buletinilor nevalabile este cu mult mai mic decât în alte tipuri de alegeri. Cred că acum oamenii sunt mai puțin nemulțumiți, nu știu de ce, dar întotdeauna când câștigă dreapta, oamenii manifestă o revoltă mai mică decât în alte alegeri și numărul celor care sunt contra tuturor este cu mult mai mic. Este observația pe care am făcut-o analizând ultimele 10 scrutine parlamentare și să vede cu ochiul liber acest lucru. Și în final, rata de participare pe grupii de vârstă. Dacă nu uităm foarte atent, în țară, cea mai mare rată de participare au persoanele la 56 de ani în plus. 3 din 4 persoane în vârstă au venit la secția de vot. Cât privește tineri, rata lor de participare este de 44%, iar întotdeauna este mai slabă. Eu știu că mulți sar în capul tinerilor și spun, uite ce faceți voi, de ce nu votați. Răspunsul meu este foarte simplu. Bătrânul sau persoanele vârstă sunt dependente de stat. De ei depinde pensia, ei depinde bunăstarea lor și ei vin la votare deoarece știu că viața lor este direct determinată de ce va face statul. Tânărul n-are nicio treabă cu statul. El votează mai mult din punct de vedere solidaritate și cred că mobilizarea lui și așa este foarte mare. Deoarece tânărul știe că statul nu poate ajuta cu nimic și dacă ceva se întâmplă, ce spune tânărul, își ia geanta și a plecat din țară. De ce tânărul nici nu prea vine la vot, că știe că soarta vieții lui cam ține depinde de vot. Dacă ne uităm în diasporă, situația este diametral opusă. Cei în vârstă, de la 56 de ani, în sus, au o prezență bună, cei de la 70 de ani practic nu vin deloc la vot, deci din oamenii aflați peste hotare, peste 70%, doar 2%.
fiecare a 50 l-a venit la vot, restul nu vine la votare. Cât privește tinerii, dacă ne uităm atent, peste hotare, au un grad de mobilizare foarte mare comparativ cu tot ceilalți. Ce înseamnă lucrul acesta? Cel care este psihotare și este în vârstă, el nu mai vine la vot, că el se gândește, nu mai are nicio treabă cu Republica Moldova. Tânărul care se află psihotare, el vine la vot în speranța că în țară lucrurile se vor schimba. De aceea, după mine, comportamentul alegătorilor nostru este unul inteligent cât de tare nu e amblamat. Cel în vârstă din țară vine la vot, doar știe că votul depinde de viața lui, cel în tânăr nu vine, că nu are nicio treabă cu asta. În psihotare, tânărul iese la vot, deoarece el vrea să creadă că în țara lui lucrurile se vor schimba, iar cel în vârstă și de acasă se gândește, nu mai mi-a interesat ce se întâmplă în Republica Moldova. Asta este, pe scurt, încă o dată repet, ați urmărit cea de 11 ediție a analizelor economice, astăzi am discutat și eu ce înseamnă cu alegerile parlamentare sub perspectiva cifrelor, comportamentului alegătorului, iar cel mai mult am vrut să aducem claritate câți alegători totuși avem noi și sper că am reușit să explic. Puteți să ne urmăriți pe Privescu, eu, pagina oficială Idis Viitor sau pe pagina mea ionita.md. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare cu un subiect legat de populația Republicii Moldova.